Doamnelor, domnilor consilieri, asigurați în conformitate cu dispozițiile articolului 134 alineatul 1 litera din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția numărul 89 din 21 septembrie 2023, emisă de domnul primar. Fiind prezenți toți consilierii, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Vă rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordine de zi. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la proiectul domeniului de Săpacău, pe trimestrul al treilea, 2023, inițiator subsemnată. Al doilea, propune tot un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în scopul implementării proiectului Clubului de Carte, inițiator doamna consilier Beriana Adriană. Al treilea punct, de asemenea, un proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din suprafața de pășune cu arbă, în afara fondului forestiere, proprietate privată a Comunei Bogdanești de Săpacău, în anul 2023, inițiator domnul viceprimar. Punctul al patrulea înseamnă un proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdanești de Săpacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bogdanești pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator, domnul viceprimar. Punctul al cincilea vine cu o informare cu privire la pregătirea spațiului școlar de perioada Oatei Bogdan de Spacău pentru anul școlar 2023-2024, prezintă doamna director Steclaru Cristina. Punctul 6 înseamnă prezentarea raportului de activitate pentru perioada septembrie 2023 al domnului Botez Cristian, viceprimarul Comunei Bogdanești de Săpacău. Punctul al șaptelea, prezentarea rapoartelor de activitate pentru perioada septembrie 2022 ale Consiliului Local al Comunei Bogdanești de Săpacău. Al optelea, ca de obicei, spune prin ultimul, solicitări adresate Consiliului Local. Și pun la vot ordine de zi anunțată, cine este pentru, mulțumesc pentru acceptarea în anumitate și îmi dau cuvântul președintelui de ședință. Da, dar pe marginea procesului verbal, încheiat în ședința anterioară, respectiv 27 iulie 2023, aveți completări. Dacă nu se pot la vot procesul verbal încheiat în ședința din iulie 2023, cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate procesul verbal încheiat în ședința din iulie. A fost adoptat, aprobat. Mulțumesc, poftiți, doamne. Mulțumesc, domnule secretar general, și domnul Este vorba de un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Comunei Bogdanești de Săpacău pe semestrul al treilea 2023. Ne-am întâlnit nu de puține ori cu acest subiect la ordinea de zi, evident, în ședințele anterioare. Este un subiect care și de data aceasta își vădește oportunitatea. Pentru că rectificarea permisă de legislația în vigoare, și aici mă refer la legea finanțelor publice locale, legea 273/2006. Aș conduce discuția despre partea de oportunitate. Și apoi pe partea de analiză, de ce ne trebuie această
rectificarea de bugete. Evident că partea de oportunitate ea vine dinspre cel sau cei care au propus această rectificare. Deci, rectificarea nu poate fi un scop în sine. Este o procedură permisă de legislația anterioară, care conduce la o finalitate. De-aia am și considerat că e bine să discutăm ce înseamnă oportunitate. După cum știți, avem în proprietate privată a comunei, Isladul Comunal, care cuprinde două zone, de adevăr, definite prin efectul legii. O parte care formează pădurea propriu-zisă și cealaltă parte, pădurea comunală. Această oportunitate rezidă din necesitatea unor lucrări, atât pe partea de pădure propriu-zisă, care este menționată în temeiul unui document special, valabil de 10 ani, și partea de pășune. Este gestionată, dacă vă mai amintiți, la ședințele anterioare, prin un model de gestiune indirect, prin concesionare. Aici au fost diferite subiecte. În ceea ce privește oportunitatea aceste rectificări care se referă la pășunea, în primul rând, aș proceda un pic din altă perspectivă. Ce se întâmplă dacă nu se aprobă acest proiect de hotărâre, dacă nu se aprobă respectiv cantitatea de masă lemnoasă care trebuie extrasă de pe zona de pășune? Știți că am mai discutat și anterior că este important să păstrăm un echilibru între ceea ce înseamnă partea de pădure și partea de pășune. Pentru că acest dezechilibru în ceea ce privește partea de pășune poate crea consecințe, știu eu, poate nebănuite pentru crescătorii de animale, fermieri, cum mai suntem numiți, așa mai departe. Procedeul acesta de extragere a masei lemnoase, care nu este conformă cu statutul de pășune, a mai avut loc anterior, în timpul mandatului domnului Grigore, și așa mai departe. Lucru care nu s-a finalizat așa cum ar fi de dorit, pentru că predomină ca și în această propunere de extragere a masei lemnoase vestita specie arină, care este căutat uneori mai mult, alteori mai puțin. Am nemerit o perioadă când nu era de interes, pentru că aveam de une alege alte specii, probabil la modul convenabil. Ați văzut în documentația aferentă la acest proiect de hotărâre cantitățile marcate, exprimate în volum, la fiecare specie. Ați văzut cu predomină arenă, cred că data aceasta. Entitatea care administrează pădurea și pășunea, Ocolul Privat de la Oicuz, ne-a propus, eu cu bună credință, pentru că îi cunosc și pe inginerul care se ocupă efectiv, inginerul Negoiță, și chiar am beneficiat de consiliere din partea lor. Prețurile, în ultima instanță, dumneavoastră le stabiliți,
atunci când se va trece la lichitate, deocamdată înțeleg prin acest proiect de hotărâre, urmează să fie aprobată cantitatea de masele noastre care va fi extrasă, conform APV-ului, documentul acela în care sunt menționate mărcăturile raportate la specii și la volum. Am avut pe bună dreptate observația din partea crescătorilor de animale care ne-au semnalat ceea ce știam și noi. Probabil am discutat mai mult cu domnul viceprimar, inițiatorul proiectului de hotărâre, că există riscul care se profilează la maximum, aproape, ca să pierdem o suprafață de pășune datorită arborilor care conduc la statutul de pădure în viitor. Apoi, o altă consecință pe care o suportă în mod direct crescătorii de animale, chiar cei care au contract de administrare, este faptul că ei își diminuează șansele de accesa sprijin legal, subvenții, cum se numesc, pentru că această suprafață care aproape că nu mai are statutul de pășune, nu poate fi eligibilă. Deci ei nu își primesc subvențiile dacă suprafața contractată nu îndeplinește anumite condiții. Deci să fie pășune. Pur și simplu. Apoi, de ce zic eu că merită să fie aprobată rectificarea și masa lemnoasă care urmează să fie extrasă și dacă privim lucrurile din perspectiva unei activități economice. Am spus că rectificarea nu este un scop în sine, este un instrument, o operațiune financiară care ne permite să extragem o cantitate de masă lemnoasă. În orice activitate economică, poate în privat se urmărește mai mult, dar acest lucru trebuie să definească și activitatea economică, mai ales când este vorba de administrarea unei comunități. Există un principiu de bază, și anume raportul dintre cost și beneficiu. Ați văzut cam cât înseamnă, să dau citire proiectul de hotărâre, costurile pentru operația de extragere a masele noastre, atât din pășune, cât și din pădurea propriu-zisă. Spuneam că pădurea este gestionată de noi în baza unui document care se numește amenajament pentru pădurea respectivă și acolo sunt prevăzute anual cantitățile care urmează să fie extrase prin diferite proceduri. Răditură, plusul de creștere și așa mai departe. Evident că ne-am pus problema și ca ordonator de credit, e normal că m-am sfătuit cu viceprimarul și cu contabila, să vedem care este beneficiul cheltuirii, sume necesare pentru plata mărcăturilor. Deci, pentru cele două suprafețe mari, pădure și pășune, înțeleg că ar fi costul acesta, da? De... Nu, numai pășuni. Numai pășuni. Vă să plite... Dar chiar și era raportat la pășuni. Foarte așa. Bine că suntem la capitolul pășuni. Cât trebuie să plătim și ce beneficiu realizăm. Deci trebuie să plătim 60.000 lei, da? Da, și pentru pășuni și pentru pășuni. Pădure, și pădurea. Ori cu tot, ori. Deocamdată ăștia trebuie și pentru și pășunea, care este efectuată deja. Bun. Deci aceasta este suma pe care trebuie să o plătim, da? Celor care au efectuat documente. Și eu vă reamintesc că aici simt nevoia să vă spun tot ce cred că
merită să vă ajute ca să vă exprimați votul în cunoștință de cauză. O mărcătură se face de principiu, dar poți să o faci și bine, poți să o faci și mai în fugă. Da? Cei care au avut de-a face și majoritatea dintre dumneavoastră ați asistat la o mărcătură la teren. Dar nu poți să urmărești la fel lucrurile la modul dezechilibrat. Dacă mergi numai pe cantitatea de masă lemnoasă care vrei să o extragi, fără să ți seamă ce se va întâmpla cu terenul. Că acolo este o zonă de alunecări și așa mai departe. Deci, ca orice activitate, trebuie să existe și principiul bunei credințe. Ceea ce eu zic nu a lipsit nici în cazul acesta. Deci, noi trebuie să plătim 60.000, iar beneficiul, dacă ați făcut un calcul pe ceea ce este menționat în documentație, poate conduce, să spunem, la o valoare de aproximativ 3 ori mai mare sau chiar 4 ori mai mare. Deci, nu e o acțiune așa numai ca să ne aflăm în treabă, ci există toate motivele. Am spus, în primul rând, ea este necesară, îndeplinește condiția de oportunitate, dar și de un raport între costuri și beneficii bun, convenabil pentru administrația locală. Acum o să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 3-2023 prin virarea de credite de la un capitol la altul cu suma de 60.000 lei la cheltuielile funcționare la partea de cheltuieli cu fondul situației anexe care face parte din prezenta hotărâre. Articolul al doilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcoțeanu Romenia, consiliere în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdăreni. Al treilea și ultim articol, după aprobarea secretarul general Comunei Domnul Andrei Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdăreni, compartimentului financiar de contabilitate și instituției precise de legislator. Atât, mulțumesc pentru atenție. V-ați referit atât la punctul ăsta și la punctul care urmează cu Pășun. Eu am zis cu Pășun raportul de specialitate al doamnei contabile, care scrie clar. De aceea vă rog să aprobați rectificarea bugetului pe trimestrul 3 cu suma de 60.000 de lei la secțiunea funcționare prin virare de credere la capitolul alt. Bun. Mai știu să spun așa. 40, 60 și 20. Alte cheltuieli în domeniul agricol, cheltuieli de Pășun, care sunt ori macare la Pășuni, ori macare la Pășuni, nu am înțeles. Macarea pentru ce se execute. Am zis că este o necesitate. Că altfel dispare categoria de Pășune, să demenuie. Dumneavoastră, aici spuneți numai de Pășuni, 60. N-a spus nimic de pădurea ei la urmă. Masele noastre de pe pășune, ca să conservăm pășunea, nu despre asta să se discutăm, că urmează să se facă marcare. Fac în fiecare un rectificare, am prins suma care a spus domnul de la Silvi, va veni factura următoare.
Am prins toată suma. Suma, dacă nu este consumată, rămâne acolo sau pot lua, dacă nu-i cheltuit, își o duce în altă parte, dacă nu este. Da, dar aici a discutat. În proiectul de hotărâre am menționat clar că omul are acele proiecte de hotărâre. Și că duri, mă duc să modific și atunci. Da, mă, aici e vorba de 60.000 de lei. Da, doamnă Vlad? Da. La ce te folosesc astea 60.000 de lei? Da, în raportul ăsta. Dar nu raportul contează. De... Pe și acolo cine? Păi, contează proiectul de hotărâre. 60.000 de lei, da? Pentru mărcătura... care s-a efectuat pe Pășune. Domnul viceprimar, unde s-a efectuat mărcătura? Nu pe Pășune? Da. Păi, e clar. Da. Păi, rămâne mai aici. Nu, se refere, doamnă președinte. Știți că am discutat și doamnă, dar noi în ședința Comisiei de Specialitate. Deci, suma de 33.000 de lei este certă pentru ceea ce s-a făcut deja, adică pentru ceea ce s-a marcat pe Pășune, urmând ca diferența până la 60.000, să se marce în pădurea comunală, deci cea care face parte din fondul creștin național, și care urmează imediat o factură pentru servicii silnice. Doamna contabilă a făcut suma asta de 60.000 de lei și pentru următoarea factură, pentru ca să nu mai facem o altă rectificare pentru 20 ceva de mii de lei. Asta e tot. Și tot dumneavoastră i-a specificat clar, suma, dacă nu se va cheltui, va rămâne în contul respectiv. Exact cum a specificat și doamna contabil, contul respectiv este și pentru marcare pe izlaz, și pentru marcare în pădurea. Da, la doamna contabilă folosește un artificiu care nu are susținere legală. Noi deocamdată trebuie să plătim lucru făcut. De-aia îi dau, dau dreptate, doamne Vlad. APV-ul se referă la extragerea de armări de pe Pășune, da? Da, domnul, face o rectificare. Nu mă gândesc numai în momentul respectiv. Mai fac una viitoare altă subiectare. Ia? Dacă trebuie... Ca să ce? M-am terminat. Am ascultat. Eu îi mulțumesc domnului secretar că a fost explicit. Bun, e corect. Ne-a lămurit acum. Dar eu sau dumneavoastră, dumne vreau să știu lucrurile astea dacă noi știm altceva. Nu-i corect? Dacă e să-i explica, doamne, 30 undeva, 20, înțelegea tot omul. Dacă prinzi convertiri, noi asta vede în hârtia, nu? Și în personal, mi se pare o sumă prea mare pentru marca. Dumneavoastră spuneți că o să obținem 5 miliarde, dar pe la alea 5 miliarde urmează licitația, urmează... care nu. Mi se pare suma, am discutat și eu cu alții, dar nu știu cum se stabilește, dar cum a spus dumneavoastră. Stabilește în funcție de alunecare, de esența copacului, de grosime. Deci marcarea nu înseamnă numai bătutul ciocan. Marcarea are, într-adevăr, o paletă mai largă. Dar mi se pare, eu nu vă spun sincer că nu o să puteți așa bătătorile. Și dacă tot, nu, dați-mi voie să, dacă tot nu ar să pătruși la următorul subiect, acum este cazul să dumneavoastră ne spuneți acum că nu o să mai avem Pășuni, că nu știu ce. Eu sunt consilier din 2008, 12 ani, cât a fost domnul Grigori, viceprimar, în fiecare primăvară, venea cu un raport că s-au curățit, nu știu cât, s-au defișat. Păi dacă noi 12 ani l-am curățit la defișat, de unde au crescut copaia? Pun întrebare, de unde au crescut? Asta, deci să compătinim acum fermierii, că nu o să aibă pășunat. Dar în rapoartele astea era Bititelul Gheorghe, a curățat nu știu câte zile. Bititelul Ștefan a curățat nu știu zile. Dacă eu curățam, cum să vă cu dorea asta așa? Ei, deci cam poveste. Dacă nu vorbește, nu vorbește. Dar așa, pentru că ne cunoaștem, pot să vă spun, pentru că ne cunoaștem. Nu trebuie să punem locurile în ordine. Corect, asta. Bine că le punem în ordine tot pe banii noștri. Asta e. Păi, dar oamenii au făcut o mărcătură conform unor tarife normale, ori de plăti. Dacă nu le plătim, ce facem? Nu mai extragem masele noastre? Când s-a început marcarea, nu întreba cineva? Că noi
Consiliul Local? Păi, am făcut întâi marcarea și după aia întrebați dacă... Poate noi n-am urmat să mă faci. Dar câte discuții au fost aici? A fost așa că se înțeleagă că trebuie extrasă masa lemnoasă. Așa de culmea. Poți să răspund și eu? Da. Domnul Plan, dar unde ați fost până acum? De câte ori am spus din marcat? De câte ori am spus din las? Să veniți la aici, las să rezolvăm cazul. Azi v-ați dat deoparte. Toți patru v-ați dat deoparte, nu vă băgat. Cine trebuia să rezolvi probleme din comune? Nu știu, consilierii locali, păi ce sunteți plătit? Îți plătim numai să stați în cerință o oră și plecați? De ce n-ați venit la hotă? V-am invitat la hotă de atâtea ori? Sigur, ești aici, ați venit din data? Ați venit o dată, ați mers anul ăsta odată la hotă? Eu am mers de 20 ori, dumneavoastră ați venit odată? Păi, nu-i aducțiunea mea consilier să mă duc acolo, mă tabi de gestionez. Și dumneavoastră ce faceți în consiliul local atunci? Eu aprob, știți care... Și dacă vreți să vedeți terenul, știți terenul măcar acolo? Eu am spus o problemă. De ce s-o împăturit dacă a fost curățat 12 ani de zile? Răspunde la întrebare. Păi, dar nu o rezolvăm? O lăsăm tot așa împăturită? Da. Cheltuim banii comuni ca să... Păi, cheltuim banii comuni și atunci ce facem? Da, și lăsăm să împăturească. Și când sunt băieții care au oi, care au fost aici, asta n-a spus. Vă teamă de ei? Dar nu-i teamă, eu spun atunci. Vă spuneți numai acum, spuneți când erau ei aici, băi, de ce n-ați îngrijit până acum? Eu zic că haideți să mergem să rezolvăm. Haideți să mergem să rezolvăm într-un an, să-l avem curățat, ca să putem da drumul la pășuni. Nici jumătate nu se poate pași din cauza pădurii. Ce acolo, mărăcini și tot felul de astea. Marcăm, scoatem lemnul bun, luăm niște bani pe el, pentru că ei, la automat, după aia, defișează. Da. Mai doriți ceva să spun? Da. Dacă domnul viceprimar mi-a menționat aici numele, trebuie să trebuie să facem o precizare. Nu m-ați invitat niciodată și în momentul în care ați făcut... Ascultați-mă un pic. În momentul în care ați făcut nominalizare de comisii, verificați dacă m-ați întrebat vreodată ceva. Pe mine n-am mai întrebat. Nu, verificați. Și toți v-am întrebat și toți patru v-ați întrebat. Uitați-vă pe înregistrare. Dacă m-ați întrebat ce-a luat, nu-i fără la ședință. Păi da, adică m-am rugat numai de... Am zis, băi, hai cu toți să mergem, să vedem. L-ați întrebat pe domnul Vlad, l-ați întrebat pe domnul Denone, l-ați întrebat... Da, da, m-am mișcă, m-am mișcă pe iasă, dar ce nici afirmații gratuite. E nu gratuit, dar e de tot din echipa noastră și... Asta e puțin. E echipa mea, e echipa mea, dar nu înseamnă că eu am fost împotriva la ceva. Nu, da. Bine, acum nu vorbesc că altceva în afară, ce erați aici, erați cu toți aici, haideți să facem să rezolvăm cazul. La cea, pe ordine supremă, la cuvânt. Da, eu am participat la dialog calitate de consilier, eu și domnul Stanciu, parcă și nu mai pe aminte bine cine a fost. Într-adevăr, ce au curățat, cum să spun că ar fi curățat fierbieri ăștia ai noștri, au curățat tufile, nu copaci mari. În cel mai bun caz. Acum să marcă copacii aia care ține umbră, care într-adevăr acum se face o treabă bună și felice pe chestia asta. E și cadastrarea și marcarea. E o treabă bună și dacă ne potrivi, bună de partea noastră. Ce nu s-a făcut atâta timp. Acum se face o ordine. Doamne președinte, mulțumesc. Eu doar o precizare. Doamne, nu trebuie să fie invitat nimeni. Nu suntem la muntă. În calitate de consilier, dumneavoastră, uitați-vă la atribuțiile dumneavoastră, puteți participa fără să vă invite nimeni. Din contră, trebuie să aveți inițiativa. Nu trebuie să vă invite cineva. Atât. Da. Mulțumim, domnule secretar, și vă rugăm să spunem la cuvinte referitor la n-a fost, nu știu ce este vorba, dar ceea ce spuneți de ani de zile nu s-a curățat. Și s-a prezentat, într-adevăr, consilierul Vidule a prezentat raportul de activitate de acolo. Îmi pun și o întrebare. Oare, n-a fost verificat ca viceprimarul Grigore? Să vadă dacă este adevărat ce a făcut sau nu? Deci au trecut atâția ani, domnul Grigore a făcut ce a făcut și acum vedem de bea acum ce a făcut. Deci, nu, normal, după părerea mea, eu cred că trebuia verificat și domnul Grigore. Da. Trecem la următorul punct. Supuneți-vă de aprobare. A.
să supunem la cine este pentru și cine este potrivit. Domnul consilier... Acum, cine se abține? Întrebați până la cine se abține? Domnul. Da, deci 9 voturi pentru și 2 abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim. Domnul consilier, dacă sunteți de acord, domnul Dascul are o problemă de rezolvat. Dacă nu se poate. Da? Așa și jumătate. Da? Bine. Deci, la următorul punct... referitor la parteneriatul cu Biserica Parohia din Cipitești. Articolul 1. Să se aprobe încheierea unui acord de parteneriat între Parohia Sfântul Arhanghel Mihai și Gabriel, Cipitești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău și Consiliul Local Bogdănești în scopul implementării proiectului Clubul de Carte, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre, parte interesantă acestei. Articolul 2. Semnul permitește primarul Comunei Bogdănești, Marcos Nicolae, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la articolul 1, inclusiv eventuale modificări ale acestuia cu totale. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Roncius Vasile, va comunica în hotărârea dumneavoastră primarul Comunei Bogdănești, parohie Sfântul Arhanghel Mihai și Gabriel și Vipești, instituțiile prefectului Județului Bacău și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bogdănești de Bacău. Inițiator, Botez Cristian, viceprimar, Adrian Adriana, Dur Bogdarian, consilier. Da. Dacă dorește cineva să înscrie la vot, ar fi văzut și comisia numărul. Comisia numărul. Da. Ați văzut și hârtia de acordul de parteneriat făcut de părintele Cristian Florin. Dacă ați citit, dacă aveți ceva întrebări. Sunt de acord cu acest parteneriat. Parteneriat înseamnă că noi asigurăm clădirea așa și părintele s-a asigurat cărți și alte probleme. Problema este că școala la Filipești, în momentul acolo, are câteva geamuri sparte și câteva geamuri deschise. Se intră în școală ca oriunde. Ar trebui să o securizăm. Că dacă se introduc cărți acolo și se dispară, o să repuși o cameră de vedere și în spate. Poliția de poliție, eventual, sunt ca dacă tinerii intră acolo și fac nevoie, nu știu, trebuie să facem că așa părinte aduc și cărți și ce facem. Vor face acolo, deocamdată, tinerii au deschis geamul în spate și intră cu care cum vrea. În care. Știi asta sunt? O uita noi. Dacă știam. Nu trebuie să facem asta. Păi de securitate, o fost securitate, știi? Ce s-a întâmplat cu securitatea? Păi dacă cineva îi s-a... Dar dumneavoastră știți că cheia aia o dau chiar oameni din primărie la pretenaș, pe anumite considerente? Păi nu știați. Asta e un lucru. Dacă dumneavoastră, ca și primar, știați... Păi să știți. Asta nu mai e. Păi, tocmai asta nu se întâmplă. Dar nu am informații oficiale. Eu am informații oficiale, eu cu ochii mei am văzut cum s-a geam, geamul de deschis în braiște. Înăuntru m-a uitat în geam, da, în baia. Păi dacă sunt reacționat, de ce n-am să ne anunțat? Păi asta e ce am văzut. Am anunțat că am văzut acum. Când am văzut programul ăsta, m-am dus și o să vă spun. Mai continui câteva? Da, vreau să spun și eu. Mai bine nu urmează? Nu, gata, nu. Domnul viceprimar? Da. În legătură cu cheia, cum spune domnul primar, că îi dat lor, dacă am dat cheia, ce caut din sat pe geam? Ar putea să-i fie uși, nu? Dar nu putem să-i zic poliția, că asta e infracție. Cheia s-o vreau să-mi luați tenis din masă, sunt băieți care joacă tenis din masă, s-o cumpăra mese de tenis, așa aici ar trebui să joace tenis din masă, nu mai dă drumul. Acolo am dat drumul,
să luați un tenis de masă. Păi să-mi pui ușa și sar, eu nu am, nu spate nici mă duc panic, aici aveți de toate. Să-ți spart geamurile, le-am înlocuit cu domnul Albu din vreo 3 ori, am hârtii dat la poliție, nimeni nu m-a ajutat și o trebuie să o retrag, am avut presiuni și tot taie, ce pot să fac mai mult? De asta zic că e un lucru bun cu părintele acum cu ideea dânsului, ca să o aibă cineva în control. Nu că am dat eu, că eu se dea care e candidat. Da. Eu n-am dat, l-am dat ca să aibă ceva în comun. Nu se duc. Și aținăși, vreau să spun și eu ca și domnul consilier Vlad, unitatea trebuie predată acum stare funcționabilă, ceea ce e acolo în lăuntru, deci nu se poate preda la biserică în halul care este. Și probabil că primăria va încerca să vă... Exact, să rezolvați problema și să fie dată în condiții bune, să fie curat, să fie igienizat, să fie geamuri depuse și chiar camere de luat vedere. Da. Știți că mai este o hotărâre de Consiliu care n-a fost abrogată de pe 2013, când s-a aprobat pentru clubul pentru tineret, știți? Ați abrogat cumva hotărârea asta și aia a apărut tot în campanie electorală. Și aia a demonstrat că noi nu avem capacitatea ca să gestionăm spațiul ăla. Am încercat cu consilierii la PSD și n-am reușit. Nu știu, poate dumneavoastră aveți alte posibilități. Eu vă anunț că nu o să semnez parteneriatul ăsta până când nu văd atașat la contractul de parteneriat condiții precise, un fel de caie de sarcin, cu privire la gestionarea dumneavoastră care v-ați constituit în club respectiv, trebuie să aveți posibilități și altfel să întâmple ceea ce s-a întâmplat de fiecare dată. Să-l și gestionați. Când nici eu, probabil nici altcineva dintre dumneavoastră, nu va avea posibilitatea, că nu este dispozitivă geamurile școlii. Alea se pot securiza, o să rog pe domnul viceprimar să te informeze, dar atâta timp se dă cheia pe criterii de prietenie și electorale, scuzați-mă. Cheia nu se mai dă, zi-o ridicat, domnul primar, și nu se mai dă. Dar noi am încercat, am încercat să ajut să ridicăm. Plus că nu ai un pic, încă un aspect mai trebuie. În ceea ce privește administrarea școlii sau clubului, cum doriți, probabil o să abrogați cealaltă hotărâre, trebuie precizat exact în caietul de sarcin ce se întâmplă cu activitatea propriu-zis. Iarna acolo trebuie să funcționeze un sistem de încălzire și așa mai departe. Nu poți să invici oamenii în curiță. Iarna nu o să fie. Asta, după mine, e un demers electoral, că nu mai așa. Îmi pare rău. Domnul primar, nu știu dacă a terminat, dar îmi pare foarte rău ceea ce spuneți. Nu e niciun demers electoral. Eu mă așteptam la dumneavoastră ca, în calitate de profesor, în calitate de ortodox, să dați un răspuns pozitiv. Pentru că în Filipești nu există absolut nimic, n-ați făcut absolut nimic. Inclusiv asta nu vreți să o aprobați. Pentru ce? Odată ce va trece la parohie, fiți convins că va fi întreținut și se va avea grijă și nu va intra. Nu vreau să mă exprim acolo, toți drogații și toți care intră acolo. Deci dumneavoastră pentru Filipești n-ați făcut nimic și nu vreți să faceți. Eu am fost convinsă că în calitate de ortodox și de profesor veți face ceva și pentru Filipești. Pentru că acolo se vor aduce costume naționale, se vor aduce... Dar nu, eu nu sunt convinsă.
domnule, și știi cum să te întâlni convins. Pe cine? Deci, știu că sunteți foarte greu de convins. Dar, nu nimic. Deci, campania electorală nu există. Campania electorală nu există, eu nu candidez și nu facem campania electorală. Deci, dumneavoastră întotdeauna puneți campania electorală în față. Așa s-a făcut dumneavoastră. Când ați fost ales primar, ați găsit diferite metode pentru a vă alege primar. Doamna, un om politic comunitar se află în campania electorală în fiecare zi, prin ceea ce spune, prin ceea ce zice, și așa mai departe. Dar acum să vă răspund la niște aspecte care mi se pare comice, dacă n-ar fi dragi. Îmi reproșați mie că nu sunt un cititor de carte. Câte cărți ați citit, doamna Berea, în ultimul timp? Nu de-am numărat, că oricum citesc să știți. Veniți să vedeți biblioteca mea și vreau să vedeți și vă știu biblioteca. Biblioteca și așa. Și ați adus la ordinea de zi. Deci biblioteca există, dar nu e vocal fanare, mă. Deci n-au bibliotecă pe care. Vreau să la ordinea de zi. Da? Supunem la vot. Cine este pe care? Nu, vreau să iau la vot. Scuze. Deci... Ce campanie? Deja așa, a cuțit încet de campanie. Dar decât să stea de pomană acolo, nu mai contează că e campanie, ci decât să stea clădirea aia de pomană, dacă domnul viceprimar și eu mi-au răspunerea și domnul Vlad poate vine în Filipești, pot să ajutăm un pic să facă, să se poată preda cât de cât să aibă geamul ăsta. Băi, și ce poți să-i mai faci la ăla? În momentul când eu predai persoana respectivă, adică preotul respectiv, nu o să semneze un contract, doar nu ia asta de capul lui, lasă-vă cum arăt tu ce faci noi. Sau ce o să facă? Faci din de drum, ce n-ai o să facă acolo? Omul a explicat destul de clar. Vă rog să menționați acolo și eu mi-asum vot pentru. Și să se pună la punct cât de cât, ca să poată să o ia și omul ăla care o ia. Tot atâtea bețe în roade. Eu n-ați fost, dar nu mi-au invitat la marca. Ba, eu invitat și am și fost care au vrut o venit, care nu au vrut nici din comisie, nu au făcut. Tot băgăm tot felul de motive. Dar nu spuneți că domnul primar a început anul școlar de 3 săptămâni sau de când a început și acum ne vede ce ne prezinte începerea noului școlar. Poate avem universitate și noi nu știm. Mi-a sărit o lună că nu a vrut dumneavoastră să facă ședinții. Mulțumesc, doamne. Mulțumim. Păi, stați așa, doamne. Dați-mi voie să finalizați intervenția, că n-am nimic de pe ieșa la aici. Ați folosit expresia care mi se pare cu duș întors. Eu sunt pentru acest proiect, dar în condiții care să nu aibă altă finalitate în afară de ceea ce-ți propune clubul. Să se asigură gestiunea corectă și ați folosit termenul că va trece la parohie. Știți ce înseamnă asta? Nu, nu, nu. Deocamdată construcția asta aparține comune. Aparține și voie, doamne. Exact asta. Am zis nu. Nu. Am zis asta. Nu seamnă că n-am fost atent. Dar nu contează ce spune Isidie. Da. Scrie hârtii, da? Cu de aia se fac hârtii și rămân și în legislare. Am mers la proiectul. Domnul Stace, nu-i făcut pe capul. Vă rog foarte frumos! Am spus să se pună la punct cât de cât și conform hârtiilor să dea facă ceală ce scrie. Trece la următorul punct. Haideți să clarificăm. Cine este pentru? Vă rog să ridicați până sus. Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului Biserica, vă rog, Filipești a fost aprobat. Da. Poftiți, doamna. Trecem la următorul punct, la punctul 3, inițiator domnul viceprimar. Mulțumesc. Legătură cu marcatul. În temeiul articolului 136 alineatul 1 din noi în numărul 57/2019 propun articolul 1, aprobarea listei partizilor
din Pășunea cu Arco, proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2023, reprezintă anunța la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Procedura de vânzare a masei lemnoase pe picior, provenite din partidele prevăzute în lista de partizi pentru anul 2023, respectiv APB-urile 5205, 5206, 5207, 5208, este de licitație publică cu strigare, preselecție. Articolul 3. Prețurile de pornire la licitație vor fi următoare. APV 5205 din 30.03.2022, 110 lei metru cub. APV-ul 5206 din 30.03, 75 lei metru cub. APV-ul 5207 din 30.03.2022, 86 de lei metru cub. Și ultimul, APV-ul 5208 din 30.03.2022, 110 lei metru cub. Articolul 4. După aprobare, hotărârea se va comunica de către Secretarul General Comunei, domnul Lucior Vasile, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, compartimentului achiziții publice și instituția prefectului județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Vă mulțumesc. Trebuie să mergeți până la capăt. Da, deci cu 9 voturi pentru și 2 abțineri, respectiv domnii consilieri Vlad și Vâlcu, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Poftiți. Trecem la următorul punct. Punctul 4, inițiator... Primul. Da, sunt eu. Nu, e cu domnul viceprimar. Da, dar trebuie propus cineva în... Dați cuvântul la proiectul de hotărâre și după aceea se propune persoana. Da. Propun la articolul 1. Desemnarea unui consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești să participe la calitate de reprezentant al Consiliului Local Bogdănești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bogdănești pentru anul școlar 2023-2024. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Lucior Vasile, secretar general al Comunei Bogdănești, primarul Comunei Bogdănești, consilierului desemnat la articolul 1, școlii gimnaziale Bogdănești și instituția prefectului de Bacău. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnului viceprimar, comisia numărul 2. Comisia favorabilă. Faceți, vă rog, propuneri pentru desemnarea Consiliului Local al Comunei Bogdănești. Vreți? Domnul Fici, rămâne tot Octavian. Deci domnul consilier bun. Da. Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri, da? Supunem la vot. Ce este pentru domnul consilier Vulcu? Deci în unanimitate domnul consilier Vulcu rămâne reprezentantul Consiliului Local, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bogdănești pentru anul 2023-2024. Încep cu iluminatul public. În urma mai multor solicitări realizate de mine, a fost de societatea Societatea ANRI pentru înlocuirea realizărilor vehiculelor din comună în unui moment de lucru. Efectuat în urma controlului din teren de mine sau de către sezări de cetățenilor. A fost efectuată o singură comandă în care a fost montate 15 lămpi LED de 30W, 2 lămpi LED de 50W și 25 de becuri LED de 30W. Ca la
reglat ducea sau montarea unor siguranțe sau pe iluminatul public, asta o fac tot eu personal. Se scutesc cheltuielile și o fac fără niciun cost. Cum a fost făcut și celelalte operațiuni menționate mai sus până acum două luni. Cum am promis de anul trecut și în discuțiile am văzut cu domnul primar, la Filipe s-a mutat până la un trafă de 100 kVA pentru pompele de stații de depurare și stații de reglare a presiunii. Transformatorul fiind pus în probă 72 de ore, după care va fi întrerupt deoarece nu sunt finalizate la stații de depurare și stații de reglare a presiunii. Prețul estimat al lucrării este de în jur de 150.000 de lei, bani care nu sunt din bugetul local al primăriei, sunt investițiile Del Gas Grid la insistențele mele și drumurile făcute bacăonești. Și pe această cale țin să le mulțumesc fosturilor colegi pentru ajutor. La cele 5 stații de pompare apeuzate sunt emisii avize de racordare datorită încă nu s-a finalizat lucrările spre abonat a instalațiilor electrice, mai durează. La salubritate. Din luna decembrie 2022 până luna iunie 2023 am colectat următoarele tone de gunoi. Decembrie 2022, 41,52 de tone, s-a plătit 29.034 de lei. În ianuarie 23 anul ăsta, 31,12 tone, am plătit 22.203,17 lei. Februarie 23 s-a colectat 28,4 tone, s-a plătit 15.913 lei. În martie 43,46 tone, s-a plătit 30.775,48 lei. Aprilie 37,28 s-a plătit 27.261,10 lei. În mai 23.05.2023 40,34 de tone s-a plătit 30.116 lei. Și în iunie 23.06.2023 41 de tone s-a plătit 37.160 lei. A crescut tonajul datorită faptului că gunoaiele aruncate pe marginea apei sau părâului uliților sunt strânse de cei de la 416 sau de la cei cu ori în folosul comunității și datorită că nu le putem da foc sau așa, le scoatem la mașina de gunoi arunc prestului. Și din acest motiv crește cantitatea de gunoi menajeri care implică costuri mari suportate până la urmă de către noi cetățenii. Cu toate că în urma discuțiilor avute cu cei de la Ardeș și Rompres am căzut de acord să în prima joi din fiecare lună să fie adunate gunoaiele selectiv din poartă în poartă. Și cu toate acestea tot să mai găsesc bidoane sticle aruncate pe marginea apei. În ultima lună am reușit să ridicăm cât mai mult de gunoiul selectiv. Plastic, hârtie, am ajuns în jur de 4,8 tone, la sticlă 3,6 tone. Cantitatea reciclabilă a crescut și datorită societăților comerciale care au înțeles că este necesar selectarea gunoiilor. Așa. Sper ca cetățenii comuni să înțeleagă că numai așa putem ține comuna curată și mai ales în comună nu dispunem de utilaje sau de suficienți oameni la ajutor social ca să putem acoperi toată suprafața comunei. La pădure și izlazul comunal. Aici am avut, am mai liniștit apele în privința izlazului comunal după ce am făcut cadastrarea. Și acum știm exact cât izlaz are comuna, adică 89,12 hectare, din care eligibil pentru pășună este mai puțin de jumătate. Din cele 89,12 hectare, Toma Andrei are 27,33 de hectare, Mititielu George 19,79, care le-a luat prin încredințare directă,
făcut cerere pe fiecare pe aceeași parcelă, adică nu au fost doi să putem intra la licitații. Tom au venit pe 27, uite Telul pe 19. Așa, au mai rămas cele 42 de hectare, tot așa a depus cerere, n-a mai venit Mititelul Cătălin, din motive personale. Din diferite motive, nici că refuzat. Așa, am pierdut tirea la 42 de hectare, de ce nu poate fi scoasă la licitație. A fost marcat lemn de foc în izlaz, 2763,56 metri cub, care trebuie scos la licitație publică, dar trebuie făcut în așa fel să nu pățim ca, adică să ridicăm prea mult prețul sau să votăm prețul prea mare, să rămână banii dați și să-l demarcăm ulterior dacă nu îl putem vinde. Și până la sfârșitul mandatului, sper să curățăm izlazul care n-a fost întreținut de mult timp. La drumuri. Cred că sunt sigur, de când am venit, drumurile care erau mai de proastă calitate, tălpouza, gancea, oboare, după multe intervenții de balastare, arată mai bine circulabil. A fost achiziționat piatră concasată în jur de 500 de tone, cu suma de 113 lei tona, inclusiv TVA, și au fost puse pe următoarele ulițe. Zagancea, în lungime de 300 de metri, Miar, Tălpou, 500, Ogoare, 600, Filipești, Mânduiești, 250, ulița de Alpoșcasu, 150. Au mai fost decolmată șanțul în deal, în jur de 200 de metri de șanță, Munteni, 100, Zlobosea, 200 de metri de șanță, Filipești, 100, Așa, în urma inundațiilor, când au fost inundații ploilor torențiale, a mai fost refăcut panta Globozie la zona lui Băluță și panta Jinca Nicolae. Aceste două zone ar trebui făcut un proiect de, să le betonăm, că altfel vine orice puhoi, vine, aduce apa în curțile oamenilor. Mai avem un stoc de 150 de tone de piatră concasată, urmată să o punem pe următoare ulițe. Ulița Munteni, Toma Vasilic, așa, spre Brănici, ulița Deala Ursache, ulița Bisericii Ortodoxe și mai sunt ulița aici la Doamna Stângă. Dar din cauza asta găsim foarte greu constructori, deoarece toți cei care au venit până acum au fost reclamați de diversi cetățeni care nu doresc să facă nimic în comună pentru a putea blama în mediul online. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, domnule secretar! Aveți emoții, doamna președintă! Da. Dar dacă sunteți de acord să strângem la partea de abilitate, sunteți de... Dumneavoastră, da. Multă doamnă. Sunteți de acord? Ce da. Da, sunt și niște solicitări adresate Consiliul Local, toate de 1 august. O primă solicitare din partea Școlii Gimnaziale Oituz, care este adresată primăriei și domnului primar și consiliul local de Bunești. Prin prezent vă comunicăm că în urma depunerii proiectului consolidare se implică și renovare energetică Școala Gimnazială Oituz din comuna Oituz, județul Bacău, spre finanțare pe fonduri europene în componenta 5 valuri renovări din cadrul PNRR. Acesta a fost declarat eligibil, s-a semnat contractul de finanțare, în acest moment aflându-ne în etapa de a recepționa proiectul tehnic de execuție. Astfel, după obținerea avizelor și finanțarea licitației pentru execuția lucrurilor, întreaga clădire ce face obiectul contractului sus menționat și în care se desfășoară procesul instructiv educativ, va intra în reabilitare. Prin urmare, estimăm că lucrarea va începe în primăvara anului 2024, graficul de execuție a lucrărilor fiind estimat la 12 luni.
Menționăm că în anul școlar 2022-2023, la nivelul școlii gimnaziale Oituz, au fost școlarizați un număr de 357 de elevi, învățământ primar și gimnazial, organizați în două schimburi. Raportat la situația sus expusă, am încercat să identificăm spațiile necesare pentru relocarea elevilor pe întreaga perioada desfășurării lucrărilor de renovare. Astfel, o parte din elevi vor fi relocați în clădirile disponibile la nivelul comunei Oituz, însă numărul acestora fiind destul de mare, nu am reușit să găsim spații suficiente în interiorul comunei, care să ofere condiții optime și sigure din toate punctele de vedere pentru elevi. Din aceste motive, vă rog să ne sprijiniți și să aprobați darea în folosință a clădirii școlii gimnaziale Bogdănești, după terminarea orilor de curs ale elevilor din comuna Bogdănești, către o parte din a elevilor pe care școala gimnazială Oituz îi școlarizează. Menționăm faptul că suntem de acord să acoperim cheltuielile de funcționare pe durata programului orilor de curs, iar modalitatea va fi stabilită de comun acord cu dumneavoastră. În speranța unui răspuns pozitiv, vă mulțumim pentru deschidere și semnează directorul școlii, profesor Nicolae Claudiu Barna și primarul comunei Oituz, domnul Claudiu Petrișor. Asta e o solicitare. Și mai sunt două solicitări la cei doi cetățeni cărora le-au ars casele în urma exploziei urfelilor de aragaz, ce a fost acolo. Către Consiliul Local, domnul consilier, subsemnatul Toma Dumitru din comuna Bogdănești de sub autostrada Zagrancea, solicit un ajutor din partea dumneavoastră, respectiv a primăriei Bogdănești, mai exact o cantitate de material lemnos brad din pădurea comunală, prin binevoința dumneavoastră pentru a începe reconstrucția parțială a casei, cât și a anexelor gospodărești distruse de un incendiu puternic. Solicit trecerea pe ordinea de zi a solicitării și dezbaterea în ședința Consiliului Local din 1 august 2023. N-au avut ședința, au prezentat. Anexez copii după proces verbal de intervenție în pompierilor militari unei și în față de cele menționate mai sus, vă rog să desprindeți, să se meargă și deci un telefon de contact. Și același lucru solicită și domnul Jinga, da? Strada Zagancea numărul 2, solicit un ajutor din partea dumneavoastră, respectiv a primăriei Bogdănești, mai exact o cantitate de material de mulți brad din pădurea comunală, mă rog, cam același același lucru solicită. Să fie înscris în urmă de zi și anexat procesul de urmă. Și astea sunt, solicitările adresate din această. Acum, dumneavoastră, este grav. Nu e mă, dar nu e mai nu e bun sau ce? Doar ăla-i material, dar nu ați spus de mine. Nu m-a cum să smaci în pădure, dar îți dai seama așa că e dificil cu scos cu o firmă utilizată, tot ce trebuie. Un ban când se întâmplă ceva, pui acolo sub cele milioane, să știi, băi, măcar își curăță, face ce poate cu banii, dar ies cu lemnul. Nu se merită. Dar nu, e foarte greu și nu trebuie firma autorizată. Deci, propunerea aveți dumneavoastră, a fost adresat dumneavoastră pentru ședința următoare, pentru un proiect de hotărâre prin acordarea unor sume. Sau ce considerați? Asta e simplu ca să nu ai o sumă de bani, păi uite. Și dacă vis-a-vis de punerea la dispoziție a spațiului școlii de la Bogdănești pentru elevii de la școala gimnazială lui Tuz. Da, nu sunt de acord. Am de acord de principiu. Să ne ajutăm, da. Păi, trebuie să... Și acolo, bă, ce semnătură să te spune, așa, hai, hai să... Dar nu, că îi vin cu costuri, nu am înțeles. Dar să se face și un oraș pusitor, să facem, dacă era metrofonii care... Vin cu profesorii lor, îi folosească pe noi. Da, directora școlii unde nu trebuie pe Ivalie? Nu știu, nici nu știu, am anunțat-o cineva, dar am anunțat-o. Știe, ce trebuie să știe? Nu știu. Dar nu, Asta e o pasă.